Un român a ajuns să joace în Italia cu idolul său, fostul atacant de la FCSB, Pio Vaccari, are grijă de Mărginan, românul pe care pariază că va fi la națională. Mărginan avea 12 ani când Pio Vaccari lua titlul cu FCSB și juca în Champions League. Acum Mărginan și Pio Vaccari sunt colegi în Liga 3 italiană la Messina. Între cei doi este o diferență de 17 ani. Ați putea să zici și domnule, mister. Poate essere una bella rivelazione soprattutto per la nazionale. Obiectivul cel mai mare, să zic așa, maxim, este o cupă mondială cu naționala română. FCSB n-a mai luat titlul de 7 ani. Pio Vaccari ține legătura cu Pintili și Mihai Stoica. Tanti tifosi mi scrivono, gli manca la Champions, grandi emozioni. Quando entravo in campo con la canzoncina della Champions era, come si dice, pelle d'oca. Siamo stati una delle squadre più forti degli ultimi 10-20 anni dello schiavo, della Romania intera. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.